Aoleu! Aoleu, ce se întâmplă? Unde suntem? Unde suntem? Unde suntem? Nu-mi place, nu-mi place. Aoleu, aoleu, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mi-e este frică. Să mă calmez? Nu bine. ce unde suntem? Unde suntem? A, cine ce apa? Băi, trece afară din apă. A, nu, stai! Hai, bă, stai calm, stai calm, că te pescuiești, bă. Te pescuiești, bă. Opa! Așa. Copcă. Hai da. Ce se întâmplă? Bă, da, am o întrebare. Ce? De ce arăți așa? Bă, cum adică? Bă, dar de, ce ești mai mic decât mine? Ești mult mai scund decât mine. Bă, dar Bă, ce se întâmplă? Bă, o a avut dreptate bunicul Bamban. ne o trimis cu zeci de mii de ani în urmă când pământul era în epoca de gheață. Bă, chiar am ajuns în epoca de gheață. Lasă-mă să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Cât eu am stat și m-am luptat acolo, cu alfabetul, cu ban -ban, cu toți, le-am ținut piept, m-am luptat cu neînfricare. Tu unde ai fost? Ce unde ai făcut? unde a fost? Am fost cu Gicu Vitezoman în backrooms și ne-am bătut cu alfabetul și l-am luat pe ciuciu -Ciu de aur. Și uite, bă, uite, chiar da, ne-a trimis. Ai fost, la, ai fost, ai fost, da, da, da. Parcă văd, bă, că v a dus la pizzerii și Gicu Vitezoman a zis că Hai, bă, draculă, să mâncăm o pizza. Și tu ai zis că, da, cum să nu? Și el a zis că, hai, Hai să-i un în culo pe domnul Motan să bată acolo că nu-i nu, nu pasă. Nu-i adevărat, nu o face că, că... Uite, au, a, hai, toata, au. de ce arăți așa? Ce, cu tine? Aoleu, nu-i bine, nu-i bine. E clar că ne-au transformat în niște animale preistorice și fără minte. Nu că tu erai altfel. ce aia? ce aia? Da. Păi ce -i asta? Nu, nu, nu. Ia-te pe s-o dus în... Olu, Olu, bă, bă, nu bine, mi bine, mi-este frică, mi-este frică. Pă, bă, bă dar arăți atât de ciudat, ai ochii așa de mari, ai coadă, ești, ai, coadă? ai, ai colți, ai, bă, știți că ești, nu știu, găină. Aia! Bă dar și tu, tu nu mai ești motan. bă, tu ești cumva un leneș. Un animal? Bă, leneș, 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 am fost toată viața, bă. Nu, bă, ești un animal din ăla preistoric. Bă, bă, chiar, chiar ia am stai, ajuns? Ia stai, bă, ia stai așa. Cu ce de mii de ani. mă duc mă în apă. Bă, ăsta-s eu? Da, așa mă arăți. Auleu, oh, auleu, oh, nu mai pot, nu mai pot, ia mă, doamne! Nu! No! Auleu! Oh, bă, ia, ia să mă uit eu în apă. Auleu, auleu, vă trebuie să mă și eu un reflex a să vă cum arăt. cu aci, cu aici, vin cu coace aici, hai să ne uităm. Hai, 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 domnul Limota. Hai. Auleu, păi mi-este frică. Bă, da, prima oară vreau să te atenționez, să nu-ți fii frică, pentru că de la un rechin frumos, frumos, vorba vine că nu erai frumos niciodată, dar de la un rechin așa malefic, ai ajuns o nevostuică pricăjită las mă că încă sunt trechen. Ia să vă uit în reflexia apei să vă cum arăt. să nu mă sperii, să nu mă sperii, sper că sunt la fel de frumos. Oh, nu! Oh, nu! Uite cum arăt! Da, văd! văd. Păi uite cum arăt și tu cum arăt și eu am coadă! Nu-i bine, nu-i bine. Nu mai vreau să mă uit în reflexia apic mi se face frica. Aaaa! Putra, las, draculas, ăștia zi mâncare? Uh, nu, cred că ăștia sunt niște pinguini. Ăștia sunt niște pinguini preistorici, uite cum arată ăștia sunt pinguini de acum zeci de mii de ani. Pă! Pă, nu! Te lasă! Pune-le în apă! Pune-le în apă! nu! pune la în apă repede! Îl în apă, ia uite ia uite-l. Ard din apă, ard din apă. Uite ce tehnologie am făcut. Focul care ard din apă. Ia uite. Opa! Pă! Ups. Pă, Don Limotan, bă, bă, o să strici pe aici, un coace, Don Limotan. auleu. Vină un nu te mai lua de pinguini. Un pești? Aaaa, mă mănâncă peștile de coadă! Bă, bătonul imotan, bă! O, bine, înțeleg! Bunicul Bamban, familia Bamban și cu alfabetul ne trimis cu zeci de mii de ani în urmă, în epoca de gheață Și acum suntem amândoi două animale fără creier! Uite, pinguinii ăștia, vezi? Se uite toți la noi, uite, au pui, pinguini mari, pinguini bătrâni Bă, trebuie să vorbim cu ei P să ne lase da, să bă, stăm normal că se uită la noi pentru că văd așa două, două specii inteligente Păi când ești, că ăștia își dau un cap cu piatra, bă, și cred că e minunii pentru bă, că văd verzi Bă, cred că sunt mai deștepți ca noi, bă, trebuie să vorbim cu ei să ne lase în iglul lor Și cred că căpetenia lor este înăuntru iglului. Haide, hai cu mine o bună ziua, bună ziua! Da, suntem două animale care trăiesc zeci de mii de ani, așa. Bună ziua, bună ziua! Uite aici, e căpetenea, O bună ziua, bună ziua, domnule, domnule, te rog, te rog, lasă-ne să stăm cu tine în Venim, trebuie să-i spunem adevărul. Venim de acum zeci de mii de ani, în viitor! unde sunt blocuri, case, mașini, mă, în viitor. Și acum suntem două animale, vai de capul nostru și am fost trimiși aici și nu știm cum să ne întoarcem înapoi. Și o să stăm aici pentru ceva timp până rezolvăm situația. Te rog, domnule, te rog, lasă-ne să stăm cu voi, cu familia pinguinilor, promitem să fim cu mința. O să stăm aici, Niglu, uite, o să stăm aici și nu o să deranjăm pe nimeni. O să mă pun aici, o să mă încălzesc cu gheața. Exact, da. Hmm. Nu prea înțeleg ce spuneți voi acolo cu zeci de mii de ani în viitor, cred că ați mâncat pește stricat, dar, uh, pentru că sunt o căpetenie uh, cu milă, o să vă permit să stați în acest iglu doar cu o condiție. Hai <gântu -i> uitați asta, domnul Limotan, cu ce condiție, cu ce condiție, orice! Altul care vine cu condiții, bă, că eu m-am săturat. Bă, nu putem sta pe gratis aici în iglu ăsta, trebuie să contribuim și noi la ceva la familia pinguinilor. Într-adevăr, nevăstuică pricăjită, uh, nu puteți sta pe gratis. Uh, Chistea este că fiecare pinguin sau persoană na, din acest uh, trib trebuie să contribuie cu pește, ca să nu murim de foame. Uh, domnule, uh, uh, am, am o singură întrebare. Să știți că eu sunt, uh, cred că sunt o veveriță, nu o nevăstuică. Cum am spus, nevăstuică pricăjită. Bine, bine. Uh, da, da, aducem pește. O să aducem pește și dacă aducem pește, ne primiți la voi în familie să stăm și noi în iglu ăsta frumos când avem un sta. Aveam, aveam case, apartamente, eram așa bogați. Așa bogați, nu aveam lipsă de nimica. Acum zeci de mii de ani. Uite, băiete, acum faci parte din tribul meu. Deci dacă nu te-ai după pești, o să simți furia mea. Bine, bine, hai, domnule mota, hai, hai, hai. Ai de capul meu că nu mai pot, doamne. Bă, ce? Draculaz. Ce? în afară. Ce e afară? Oh. Ce să vă bă, ce vezi acolo? Ha! ce se întâmplă acolo? Nu știu, bă, nu știu, dar mi-e frică. Ia să vedem, hai de vino cu mine, să vedem oh, ce e acolo. My. Mamă, ce se... Bă, parcă iese ceva din portalul ăla, ce e acolo? Aoleu, oh, Pătătiga, bă, tot le ce cu portalul ăla? Că nu înțeleg nimic a ce se întâmplă. Ce ai, bă, ce ai mai văzut acum ai azi? Ia. că? Bă, din portalul ăla a ieșit familia Bambane. Aoleu! Te rog, du-ne înapoi în lumea noastră, că nu-mi place să fiu o veveriță, vai din capul meu. Și du-te la domnul Motan, nici măcar nu știu ce animal e ăla, cred că e un leneș. Te rog, trebuie să stăm să convițuim cu pinguinii acum. Cum să faci așa ceva, bunicule Bamban? Cum să ne trimiți cu zeci de mii de ani în urmă? Da, și cum să-l faci pe Dracula să o nevăstui că Auleu! Tăcere! Domnule Motan și Dracula, v-am adus cu zeci de mii de ani în trecut, în epoca de gheață. Și cu cât veți sta mai mult în această epocă, cu atât veți începe să uitați de viitor. Oh, nu. Și ca să mă asigur că nu veți ieși de aici, am adus alfabetul malefic. O să vă fac o demonstrație la ce se întâmplă dacă mă înfuriați. Auleu, 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 nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, auleu. Ce mai <gri> vrea? Mă arunc în nu mai pot. Fă Fătule, mă, da, întoarce-te înapoi. Auleu, ce fric mi este. Deci dacă încercăm să ne întoarcem înapoi, o să uităm din viața noastră adevărată și o să credem că ne-am născut acum zeci de mii de ani și aici o străim de acum înainte. Bă, vai, cum? Cum adică? Să uit eu de beri? Nu, nu. Când o să uit de beri, Draculas, te rog, nu mă mai lăsa să respir. Bă, 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 pă, privește partea bună, putem să inventăm noi berea, că nu cred că există. Ești tu atât de inteligent sau eu încât să facem asta? Pă uitându-mă cum arătăm amândoi, două animale prigăjite, nu cred. leu ce ne facem? leu nu știu. De ce? uitați-vă acum în spatele vostru la acel iglu să vedeți ce se întâmplă în momentul în care veți încerca să veniți înapoi în viitor.

mi-e frea frică, mă duc la altru, mă duc să dorm. Frate, e un vis, e un vis, cu siguranță e un vis. Căpetenii, salut, fă loc aici să, să dorm. I mă în brațele Italii. Aoleu, domnule, muta, nu, 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 nu. Nu așa o în brațe? A. 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 Nu mai vreau. Aoleu, lasă-ne, gata, te rog, lasă pinguinii în pace, pleacă de aici, aoleu. Voi pleca, dar mă voi asigura că nu vă veți mai întoarce și totodată mă voi asigura că îl voi distruge pe Ciuciu -Ciu Charles de aur acum că voi nu mai sunteți. Nu! Să nu te atingi de boxy bus și de toți prietenii noștri! Nu! Nu vor mai exista, nu va mai exista nimeni, doar voi doi veți mai ști de mine Ci di letterele malfiche, eppana voi veeti memoria. Auleu! No! 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 Auleu! Non plecati! Ne ho tante domande! No! Uite che si torcono per il portale! Auleu! Auleu! No! No! Auleu! No! Nu! Bow, uiteci! Colo! Ta, haji, 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 haji! Bow, Ai, ai, haji, 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 Uite ce fac! Masacru acolo! Masacru! Auleu! Bun, căpetenio, ai văzut ce s-a întâmplat? Cel lansat în de pinguin este foarte distrus. Te rog, lasă-ne să stăm aici, promitem că o să avem grijă de voi. Eu cu domnul Motan o să mergem acum din dată după pește. Ne vă stui că, pricăjită, da? pinguinul care era pe celălalt iglu era fratele meu leu fratele tău, fai, ni pare așa rău, n-am vrut să vă aducem în probleme, da? da, familia Bambani o teleportat aici, cu zeci de mii de ani în urmă. Ca să vă iertăm, aveți o misiune. Ce misiune? Misiunea este să salvați toți pinguinii de la invazia literelor malefice. Bine, bine, o să vă apărăm de tot alfabetul și de toate literele din lume și promitem că aducem acum pește ca să vă arătăm că suntem de partea voastră și să putem sta și noi să dormim aici în iglu ăsta, că fără voi pinguinii și acest iglu nu să supraviețuim. Da, eu, da, da. Eu cu domnul Motan, adică acum câteva zile ne uita la televizor și domnul Motan a căzut din pat și o trebuie să-l ducem la spital și acum o săptămână s-a neca domnul Motan cu niște alune și tot la spital am ajuns. Televizor? Pat? Alune? Cred în continuare că tu ai mâncat pește stricat. Dar lasă-ne, văstuică, pricăjită. Vom avea grijă și de tine. Da, bă, da, eu stau să le explic la ăștia de acum 10.000 de, mii de ani de televizor. Da, hai să culegem pește repede să ne lase niclu. Hai! A, au, ai de ceapa! A! Bă, da, tu te bagi înăuntru, bă, trebuie A. să fii, să, să, faci asta cu cap, bă. efectiv, trebuie doar să atingi puțin așa apa și o să vină peștili Și când vine peștili tu îl tragi. A. Mă tragi, tragi nu. No, Doamne! Dacă tot ești acolo, adus și niște pește. Acum. Pe bă. Mătan, bă. Doamnele, ai prins pește aia. I-ai Da, i-am luat. Pe ton limotan, bă, ce pește mult ai prins, sigur o să ne lasi să stăm acum cu ei. Bă, bă, vine un pește mare. Vine un pește mare și un Au, unde? Unde? Te carată. Ah, mă tai. Au. ești bine? Pă, domnule limotan. Aoleu, oh, păi de ce nu mai vorbește? Păi d-acolo ceva în apă. Dolimotan? Limotan? Ah! Ah! Mamă, tu Limotan? Da, haide! Te-ai spăriet? Păi, Don Limotan, păi ce talentai! Ești foarte talentat în a prinde pește! Bă, ce mare e ăsta și urât! Bă, seamănă parcă cu cineva din viitor. Cine era rechin în viitor? Ha, ha cine era rechin? Lasă că ți-arăt o rechin. hai să le arăt. Cine era rechin în viitor? Adică Bă, nu Pă, mai țin mi minte a... cine era rechin Îți mai -vizor. bate joc de mine Și hai să, hai să mergem la căpetene Stai aici, eu mă duc să-i spun și tu Tu pregătești aici masa Căpetene, uite, am prins acest pește mic Dar domnul Motan a prins un pește foarte mare Hai de afară să-l vezi Ok, Draculas, haide că o să merg cu tine Haide, haide Bun, pun, uite că pe eu, domnul Motan a făcut focul aici, mă duc să pun peștele pe foc și să avem toți o masă, să vă arătăm că sunteți vrednici și ne rămâne în tribul vostru de pinguini. Pa okay, domnul Motan, Am înțeles, dar domnul Motan ce face acolo? Ce face? Păi nu știu. Domnul Motan, adu peștele aici să-l gătim să mâncăm toți. Cine ești? Ești din viitor? Cine era rechin în viitor, Draculas? Nu mai țin minte. Păi eu de eram... Eu sunt... Bă, eu eram rechin în viitor. Aoleu. Nu, nu erai tu. Nu, Fa nu. Familia bamban, bamban, nu. Familia Bamban, familia Bamban a spus că o să începem să ne pierdem cunoștințele și o să uităm și o să credem că suntem animale de zeci de mii de ani, vechime. Nu, nu vreau așa ceva, nu! No! Nu, no, doamne mă, doamne! Auleu! <truz> Lasă că se întoarce el. Gata, pinguinilor, căpetenilor, haideți să mâncăm toți. Gata, am pus aici peștele, haideți toți, toți pinguinii veniți și mâncăm de aici. Am, am, Haideți să mâncăm! Bine ați venit! Nevăstuică, plicăjită și leneș urât în familia pinguinilor! Te da. vor aștepta multe aventuri! Iuhu! A fost acceptat! Acum toată lumea a venit și mâncați din peștele ăsta prin zidonul motanea! peștele meu! Ia meu, da mi Ia eu, vin la catea. Ia meu. Bai, bai, ia meu, da mi coace. Uite că se uită toți pinguinii ăștia la noi. Nostru, e nostru, Mănâncă, mănâncă tot din el. Mănâncă Draculas. Știi de ce trebuie să mănânci acum? De ce? Pentru că ne așteaptă aventuri mari pe noi doi și pe pinguini. Aaaa, aventuri nebucate de gheață! Iuhuu!